1 martie, mărțișoare, ziua femeii. Ne gândim de fiecare dată când cumpărăm un mărțișor, că până la urmă mărțișorul respectiv, că este vorba de o zi, că e vorba de două sau poate de zece zile, depinde de tradiție, depinde de bucurie, măcar să-l cumpărăm cum trebuie. Ce înseamnă cum trebuie? În primul rând, să nu fie un mărțișor care să se regăsească în sistemele de alertă de neconformitate. Din păcate, tot mai multe produse în ultima perioadă, mai ales în zona aceasta a bijuteriilor, brățărilor, pandantivelor, se regăsesc în sistemele de alertă ale Uniunii Europene ca produse neconforme cu conținut mare, ba de mercur, ba de tot felul de substanțe periculoase. Pentru acest lucru, aplicația gratuită Infocons te ajută să identifici toate produsele care sunt în alertă în timp real. Descărcăm aplicația gratuită Infocons. Înainte de a cumpăra un mărțișor, verificăm sistemele de alertă ca să vedem dacă poza sau denumirea produsului respectiv nu se găsește cumva într-un sistem de alertă. Iar când discutăm despre acele mărțișoare, așa zis, din aur sau din argint vândute pe la tarabe, pe la colțul străzii, ar trebui să fim mai atenți și mai responsabili, fiindcă aceste metale prețioase trebuie neapărat însoțite de gramaj, certificat de calitate, de garanție și nu cumva să ne trezim mai mult păcăliți decât a face o faptă bună. Iar dacă discutăm despre mărțișor, el trebuie să aibă și etichetă, și producătorul ceea ce conține șnurul respectiv, pandantivul respectiv, dacă discutăm despre anumite mărțișoare care sunt din metal, din plastic sau din ce sunt. Și nu în ultimul rând, cred că în momentul în care vrem să facem o bucurie, cumpărând dintr-un magazin autorizat, cumpărând de la mici meșteșugari pe la diferite târguri și oboare autorizate, măcar să vedem cine este meșteșugarul, din ce sunt făcute, că dacă ne trezim altfel cu mărțișoare made în China, fără etichetă și fără nimic și ne mai trezim cu tot felul de plasticuri sau metale cu metale grele conținut în produsul respectiv, poate face mai mult rău. Chiar dacă poate este purtat doar o zi, o săptămână, dar acele brățărici care au apărut ca și modă în ultima perioadă de mărțișori, le purtăm poate și câte o săptămână, două sau chiar o lună. Chiar și bărbații, fiindcă sunt zone geografice în care chiar și bărbații le poartă. Așa că dacă discutăm de mărțișoare, să fim mai atenți și mai responsabili, măcar la început de primăvară, de a avea un produs conform. Descărcăm aplicația gratuită Infocons, verificăm alertele. N-ar fi rău să solicităm bonul fiscal, fiindcă sunt obligați să ne eliberez un bon fiscal pentru a avea dovada justificativă. Ce am cumpărat, de unde am cumpărat, de la cine am cumpărat ca în cazul în care, Doamne Ferește, este o problemă să putem face o sesizare, o reclamație eficientă. Iar când discutăm despre acele mărțișoare care sunt prise cu un ac de siguranță sau ceva, trebuie să fim foarte atenți că dacă sunt într-un sistem de alertă iar acel ac de siguranță este dintr-un metal neconform cu conținut mare de plumb sau alte metale grele, ne putem trezi cu un astfel de produs ca în momentul în care, Doamne Ferește, se înțeapă doamna sau domnișoara cu el să avem mai mult de pătimit. Așa că să avem un 1 martie cu adevărat cu bucurie, un 1 martie cu adevărat cu zâmbet, dar cu puțină grijă. Așa că să luăm atitudine, să fim cu o nouă atitudine.